Dragi participanți la acest eveniment important care generează o sărbătoare frumoasă, suntem aici împreună ca să lansăm platforma Prodocens și să vorbim despre scopul pe care îl urmărește. Am înțeles că se adresează și se va adresa tuturor vorbitorilor de limbă română din țară și străinătate și va urmări în permanență apărarea valorilor creștine și promovarea lor. Și va încerca să facă lucrul acesta prin cele mai noi metode de comunicare. Și din toată inima le urăm succes. Și eu cred că și-au propus un lucru excepțional. Dumnezeu îi va binecuvânta și îi va ajuta și le va da mult har. Pentru că Domnul Iisus spunea, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și este nevoie astăzi, în anul 2019, să apărăm valorile creștine și să le promovăm. Trăim vremurile de pe urmă. Trăim în perioada postmodernă când lumea este tot mai secularizată. Și tot mai des auzim spunându-se, nu există un adevăr absolut, ci un registru de adevăruri relative. Și consecințele sunt multe, grele și dureroase. Linia de demarcație dintre de bine și rău aproape că a dispărut. Asistăm la un declin moral și spiritual îngrijorător în Europa, în România și în lumea întreagă. Dar noi suntem chemați să rămânem creștini, să apărăm valorile creștine și să le promovăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Iisus Hristos în care noi credem și de care sunt legate toate speranțele este același ieri și astăzi și în veci. Credința este aceeași. Și Iuda scrie în epistola sa că a simțit îndemnul să scrie și să îi îndemne pe credincioși să lupte pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna pentru că s-au strecurat atunci mulți oameni neevlavioși care schimbau în desfrânare Harul lui Dumnezeu și au început să-L tăgăduiască pe Domnul Isus Hristos, Domnul și Stăpânul nostru. Și noi trăim astfel de vremuri și parcă lumea este invadată de oameni care fac lucrul acesta. Dar noi suntem chemați să rămânem la datorie să apărăm valorile creștine și să le promovăm. Ca și creștini n-ar trebui să uităm niciodată, oricât de mult s-ar schimba lumea, că Isus Hristos este același, credința este aceeași, iar porunca Domnului Hristos pentru toate generațiile rămâne neschimbată. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, va fi osândit. E binevenită platforma aceasta. În numele conducerii cultului creștin pentecostal din România, îi felicit pe cei care au avut inițiativa aceasta, pe fratele Cătălin, familia lui și pe toți colaboratorii lor. Și în ce ne privește, vrem să ne rugăm Domnului pentru ei, să-i sprijinim și să colaborăm în măsura în care vom reuși lucrul acesta. Și cred că este bine ca noi toți cei care am fost invitați în seara aceasta, la acest eveniment, la această frumoasă sărbătoare, să le fim alături în toate felurile, în zilele care vin. Și să spunem împreună cu ei, ca și creștini, să spunem ce spunea Marele Apostol Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 23 fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.